Sunt Formenti Adriana, sunt italiancă și am venit în România în 2003 pentru a desfășura proiecte sociale cu mișcarea eclezială carmelitană de la Biserica Catolică. Am stat 9 ani în București și deci când am hotărât să mă mut la țară să încep un proiect pentru fete care au ieșit din orfelinat, am ales să vin la Sârbova. Această asociație s-a născut pentru a dărui ceva la persoane care n-au avut nimic în viață. Când am sosit la Sârbova, m-am gândit cu ce ar fi putut să trăim. Gabriela a venit cu mine chiar de la București. Petronela este din zona aceasta și a venit în 2012 și acum 2 ani a sosit și Roza de la București. Fiindcă mie îmi lipsea mult brânza italianească, m-am dus în Italia să învăț, să văd cum era acolo, cum trebuie să fie o mică întreprindere de brânzeturi și am început aici încet, încet să facem probe. Noi avem 3500 de metri pătrați de teren, aproximativ 120 de metri pătrați sunt ocupați de unitate de prelucrare laptelui și restul este locuința pentru fete și pentru mine. Noi aici facem brânzeturi și maturate și proaspete. Prima brânză pe care noi am făcut aici am numit Sârbova ca satul nostru, pentru că satul trebuie să fie cunoscut în întreaga lume. Aici suntem în pivnița unde maturează brânzeturile noastre. Brânza maturată este o brânză care noi maturăm cel puțin o lună de zile și avem și de 6, 3, 6, 12 luni. Prima săptămână noi schimbăm și întoarcem brânza fiecare zi. Și de 2 ori pe săptămână trebuie periate toate, sunt maturate în pivnița, pentru că mucegaiul, normal, e ceva viu și continuă. Câteodată lumea ne spune, de ce nu le vidați? Dacă nu se pune peste ele produsele chimicale sau pentru a omorâ, între ghilimele, dezvoltarea mucegaiului, nu poate să fie vidat pentru că se strică. Asta, de exemplu, este ce spuneam înainte, Gran Sârbova, care noi lăsăm să matureze cel puțin un an de zile. Asta este din decembrie de anul trecut și de când noi o punem la maturare până când e gata, scade cel puțin 20% din greutatea ale ei. Nu facem multe, că nu avem loc să le maturăm. Facem 2-3 fiecare lună, maxim. Lumea deja ne-a rezervat până în martie cele pe care le avem. Din brânza maturată sunt diferite feluri, pentru că rețete se schimbă, avem tondello, Sârbova, caciotta și tomasar. Avem și diferite, cu diferite arome. Tondello este și cu nuca și cu mirodenii, caciotta este cu piper, cu chili și cu chimen. Și după avem brânzeturile proaspete, care avem ricotta, stracchino, primo sale și ricotta la cuptor. Toate sunt făcute de aceeași ingredient: lapte, chiagu natural de vițel sau natural vegetal și înăuntru majoritatea din ingrediente pe care punem înăuntru le și cultivăm aici în grădină. Dar ingredientele e ciudat că sunt la fel în toate brânzele, dar brânzele diferă de una de alta, numai cu modalitatea de a tăia chiagu și modalitatea de a o încălzi a doua oară. Nu că ne ocupăm numai cu brânzeturile, facem și grădina, fac și mâncare, fac și pâine. Noi de acum un an de zile, puțin mai mult de un an de zile, avem o mașină pentru vânzare la piață, o autorulotă, care am achiziționat prin proiecte și cu asta mergem la piață de 2 ori pe săptămână. Când a fost o problemă cu Adriana, am fost responsabil că trebuia să merg la piață, să pregătesc marfa pentru piață, să îi întâmpin pe clienți cu marfă proaspătă. Prin munca și prin viața, normal, se învață toate.